Munca de investigare derulată de polițiști se simplifică odată cu dotările moderne care apar în Inspectoratul Județean de Poliție Mureș. Postul din Ernei a primit echipamente moderne datorită unui microproiect cu impact rapid implementat de IPJ Mureș în parteneriat cu Confederația Elvețiană. Adjunctul șefului de Inspectorat Județean, comisar șef Alexandru Câmpian, a prezentat presei noile dotări. Aparatul pentru vedere nocturnă va fi foarte util în cazul furturilor din pădure, care mai nou se comit pe timp de noapte. Noi, împreună cu organele abilitate, organele silvice, desfășurăm o serie de activități, inclusiv pe timp de noapte, vis-a-vis de sustragerile care se realizează din fondul silvic, dar și furturile de pe câmp, celelalte categorii de infracțiuni care se comit pe timpul nopții. Acest aparat o să ajute pe colegii noștri de la postul de poliție să poată să supravegheze pe timp de noapte teritoriul de competență, în așa fel încât să-i observe pe cei care comit infracțiuni, furturi, de regulă, aceste infracțiunile care se comit în numărul cel mai mare. Unele posturi de poliție au în dotare și aparat fotodigital, care poate să ușureze munca de investigare a oamenilor legii. Bugetul Ministerului nu este suficient să asigurăm mijloace performante de intervenție, de cercetare, de monitorizarea teritoriului. Am profitat de această oportunitate. El va putea fi folosit la efectuarea cercetărilor la fața locului în toate genurile de infracțiuni din competența postului de poliție, a secției de poliție, la alte activități de fotografiere a persoanelor suspecte, în limitele, bineînțeles, pe care ni le conferă legea, recunoașteri din grup, reconstituiri, percheziții. Postul de poliție al comunei Ernei dispune de acum și de un aparat modern de verificare a concentrației de alcool în aerul expirat. Acesta va acționa în special pe DN15. Un aparat de ultimă generație. El va fi folosit în activitatea de prevenire a accidentelor rutiere. Proiectul de finanțare în parteneriat cu Confederația Elvețiană a inclus și achiziționarea de laptop, aparat de proiecție și ecran, care sunt eficiente în activitățile de prevenire și informare a populației. De asemenea, o dotare relativ nouă în cadrul secțiilor de poliție mureșene este camera de recunoaștere, care permite victimelor să identifice autorul fără a fi văzute de către acesta. O asemenea încăpere există și la Poliția Reghin.